Patrick, e la pat. N-a fost Patrick, e la pat. Am descurcat. Ce ți s-a părut cel mai greu de pe? La subiectul 3 a fost cel mai greu. Însă am greșit la unul mai simplu, la subiectul 2. Ce notă crezi că vei lua? 10. Un 8 ceva. Un 8 ceva. Și ce ți s-a părut cel mai greu? Exercițiul cu două pânda de la subiectul 1. Ce notă crezi că vei lua? Părția, un 8. Ce a fost? Groază de cameră de supraveghere sau ești deja învățată? Sunt deja învățată, dar totul. Că știi că sunt acolo pe tine. Dar și care? A fost greu? Așa și așa. Ce ți-a părut cel mai greu? Punctul 3, subiectul 3 a fost. Cam ce notă crezi că vei lua? Aștept la vreun 8-9, dacă am noroc. Camerele de supraveghere au fost o problemă pentru tine? Nu a fost o problemă. Oricum am învățat și a fost bine. V-ați descurcat? Cred că s-a descurcat bine, sper. Dumneavoastră verificați? Verific, am fost profesor, da. Și ce notă credeți că va lua? Nu știu, că n-am ajuns până la capăt. Sper să fiu. Ne dorim note mari, aștept încă 25 de copii. Mulțumesc. Cu plăcere. Ți-a fost groază de cameră de supraveghere? Poftim? Ți-a fost groază de cameră de supraveghere? Nu, de emoții nici n-am observat. Și ce subiect ți-a părut cel mai greu? Subiectul 1 și 2 la 3 e cam greu. A fost destul de simplu, chiar mă așteptam la mai greu, dar a fost bine. Și ce subiect ți-a părut cel mai greu? La istorie, la care am dat eu, la punctul 3 am avut relații internaționale ale României în secolul 20. A fost chiar foarte bine. Camerele supraveghere au fost o problemă pentru tine? Nu le-am simțit prezența mai mult decât, nu știu, la olimpiadă sau la... Chiar nu am avut nicio problemă. La fel. Deci la înmulțiri dădea X de pe un X de Q. Doamna director, cum se desfășoară bacalaureatul la centrul dumneavoastră? Din punctul nostru de vedere, fără niciun fel de probleme. Noi avem obligația să asigurăm spațiile dotate corespunzător, cu camere, cu fotocopiatoare pentru multiplicarea în timp cât mai scurt a subiectelor, să asigurăm apă candidaților, să asigurăm liniște și un climat de lucru relaxant pentru copii, dar toată gestionarea efectivă este în mâna comisiei. Eu, doamnă președintă, profesoară de matematică de la Brașov, sunt top membri în comisia de examen și poliție la poartă și totul este în spatele porților. În privința absolvenților de la Colegiul Național Andrei Mureșanu, la ce vă așteptați? Nu ne facem probleme. Copiii noștri sunt buni și foarte buni, sunt bine pregătiți. Sperăm să avem rezultate chiar. Nu vă faceți emoții? Nu, categoric nu. Cum v-ați descurcat? Ce a fost mai greu? Subiectul 3 la matematică. Și la ce notă vă așteptați? Sper că vreun 8. Camerele de supraveghere? Da. Sunt o problemă? Nu, e problemă. Mulțumesc.